să rezolvăm acum o problemă. Mai întâi citim integral textul acesteia. Ana a cules 23 de lalele și 10 narcise. Câte flori a cules Ana? Urmează etapa a doua, scrierea datelor problemei, adică a ceea ce interesează din punct de vedere matematic. Știm că Ana a cules 23 de lalele, 23 lalele și 10 narcise. Atât știm în problema noastră. Tragem o linie orizontală pentru a despărți datele cunoscute de întrebarea problemei. Ce trebuie să aflăm? Câte flori a cules? Flori a cules. Și urmează rezolvarea. Analizăm acum datele problemei cu multă atenție. Ce știm? Știm numărul lalelelor, este 23. Știm numărul narciselor, acesta este 10. Ce nu cunoaștem? Câte flori a cules? Păi ce fel de flori a cules? Lalele și narcise. Pentru a afla numărul total al florilor, va trebui să punem la oaltă lalelele și narcisele. A pune la oaltă două mărimi înseamnă operația de adunare. Și așa că problema noastră se va rezolva printr-o operație de adunare. Se scrie mai întâi întrebarea din planul de rezolvare. Câte flori a cules? Am spus că prin operația de adunare vom afla numărul florilor culese, adică 23, numărul lalelelor, plus 10, numărul narciselor. Este egal cu 33 de flori. Răspunsul problemei noastre este 33 flori.